Într-o operațiune coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu forțe de poliție și jandarmerie, au fost efectuate 13 percheziții domiciliare în județele Maramureș și Cluj. Acțiunea a vizat destructurarea unei rețele implicate în traficul de droguri de risc și substanțe psihoactive, inclusiv către minori. În urma investigațiilor desfășurate în perioada 2023-2024, cei trei inculpați reținuți sunt acuzați de procurarea, deținerea, manipularea, intermedierea și comercializarea ilegală de substanțe psihoactive, inclusiv către minori, pe teritoriile menționate. Prețul cerut pentru un gram de substanță psihoactivă era de 100 de lei. În timpul perchezițiilor, autoritățile au descoperit și confiscat cantități semnificative de substanțe psihoactive, inclusiv MMC și cannabis, ambalate pentru comercializare, precum și echipamente utilizate în procesul de preparare și distribuție a drogurilor, cum ar fi grindere și cântare electronice de precizie. De asemenea, au fost ridicate dovezi materiale importante, inclusiv plicuri autosigilante și alte mijloace de probă. Procurorii au inițiat procedurile legale pentru arestarea preventivă a celor trei inculpați pentru o perioadă de 30 de zile, propunere înaintată judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj. În această acțiune complexă au fost implicați polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj, sprijiniți de colegi din Serviciile de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud, jandarmi din Gruparea Mobilă de Jandarmi Cluj și lucrători ai Direcției Regionale Vamale Cluj. Investigațiile au beneficiat de suportul specializat al Serviciului Tehnic și de Criminalistică din cadrul DICOD, ai Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Cluj. În toate etapele procesului penal, inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de legislația penală, inclusiv prezumția de nevinovăție. Această acțiune reprezintă un pas semnificativ în lupta împotriva traficului de droguri și a criminalității organizate, demonstrând angajamentul autorităților în protejarea sănătății publice și a securității cetățenilor.